Dacă te uiți acum la acest video, înseamnă că te-ai obișnuit cu macaronismele mele, cu neconcordanțe, cu greșeli de verbe și tot restul. Eu uneori m-am gândit să îmi perfecționez limba română, dar chiar ar fi mai bine. Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și dacă te-ai gândit că astăzi vorbim de limbe străine, nu este chiar cazul. Înainte de toate, cred că ai observat că am schimbat fondalul. Pur și simplu, în sfârșit am reușit să ajung în Italia după destul de multe aventuri prin avioane și pasaje. Sunt aici într-o casă la țară și a trebuit să mă organizez cum am putut. O să fie tot foarte improvizat în perioada următoare. Dacă fac rost de un green screen, o să te conving că sunt la plajă. Din păcate, tocmai sunt într-o casuță la țară. Ziceam, cum auzi, româna mea este cam aiurea, dar toată lumea mea înțelege, aproximativ. În același fel, vorbesc în seminari, în conferințe, în încă 5 limbi străine. E acum 2-3 ani, un grup de studenți din București au vrut să țină o conferință la Facultatea de Drept, mi se pare. Erau 500 de studenți, ceva de interesant. Dar au vrut să fie în engleză. Engleza mea este tocmai ca română, adică foarte fluentă, cu destul de multe macaronisme și greșeli, dar, din nou, nimeni s-a plins de engleza mea. Tema era destul de interesantă, parcă era ceva cu comunicare și manipulare. Și, după 2 ore de conferință, ok, a mers, binișor, complimente ca de rigoare, dar m-am dat seama că nu am stârnit entuziasmul cu care m-am obișnuit, pentru că, fără să me laud prea mult, de obicei, când vorbesc în România, mai ales la studenții, reacții sunt foarte bune, foarte entuziasmate. Și m-am dat seama care a fost problema. Chiar faptul că era în engleză. În ce sens? Nu pentru că engleza nu era bună, dar pentru că în momentul în care eu, italian, vin în București și vorbesc engleza, sunt unul printre cei mii de italieni, americani, danezi, svedezi, orice să fie, care vin în București și vorbesc engleza. Deci sunt unul printre mii și mii. În momentul în care eu vin și țin o conferință, țin un workshop în română, sunt eu, sunt Bruno Medicina și nu există un alt ca mine, pentru că nu prea cunosc mulți italieni în stare să țină o conferință în limba română acceptabilă. Chiar cu toate greșelile mele, cu toate necorcondanțe, cu toate italianisme, cu toate macaronisme. E m-am dat seama că în cazul meu nu ar avea niciun sens să mă apuc de studiat, să învăț. La un moment dat, vorbesc română de 30 de ani, nu ar fi un mare efort să mă pun câteva luni să perfecționez gramatica, să pun în regulă toate prepozițiile, etc., etc. Dar eu m-am convins, m-am dat seama că dacă aș vorbi o română perfectă, aș deveni din nou unul printre cei mii, se sunt mulți și buni, de traineri, speakeri, coachi români care vorbesc, bineînțeles, româna perfectă. Deci, în momentul în care eu și tu, oricine, în alte momente, și asta va fi tema săptămânii în toate formele lui, fac ceva bine, fac ceva perfect, dar îmi pierd unicitate, devin ceva standard, devin un roboțel, devin unul printre mii și mii și pierd valoarea mea. Deja avem toată societatea care încearcă să ne standardizeze, să ne
in corse tese, in niste tipare standard. E nu asta este che, adică societatea ne convince che cât mai mult ne încadram în tiparele pe care ne le propune, cât de bine o ducem. Eu insist că singura, într-o lume standardizată, singura valoare pe care ne salvează este unicitate, cu toate greșelii, cu toate lucruri neperfecționisme. Mai vorbim de tema asta o zi bună în continuare.